Centrul local de combatere a bolilor din județul Dâmbovița s-a întrunit ca urmare a confirmării virusului de peste porcina africană în două gospodării din Fien și Gurașuții și în patru cazuri pe raza fondului de vânătoare 27 neagra. Autoritățile au luat măsura uciderii porcinelor din cele două gospodării afectate, urmând a se continua supravegherea clinică și catagrafierea tuturor porcinelor de la nivelul localităților. Totodată, în conformitate cu planurile de măsuri aprobate, s-a stabilit și o zonă de restricție și de protecție în jurul focarelor. În ceea ce privește confirmarea a virusului la Mistreț pe raza fondului de vânătoare 27 Neagra s-a dispus îndeplinirea tuturor activităților prevăzute în planul de măsuri. Totodată, în cadrul ședinței au fost aprobate decizii de stingere a focarului din localitățile Braniștea și Pierșinari.